Toate vehiculele mergeau în același sens, căruța fiind prima din coloană. Când autoturismul a ajuns-o din urmă cu viteză, șoferul a frânat brusc să n-o lovească. Șoferul camionului n-a avut același reflex și a intrat în plin în mașina din fața sa. Din spate, tirul venea cu viteză și puțin a lipsit ca să nu-i muture pe toți de pe șosea. Șoferul mastodontului a frânat brusc și a tras de volan să iasă în decor. Detașamentul de pompieri Megidia a fost solicitat să intervină în localitățile Megidia și Valea Dacilor. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială de descarcerare și prim ajutor. Cel mai grav rănit a fost un copil de 13 ani aflat pe bancheta din spate a mașinii albe. A fost descarcerat de pompieri și preluat de un elicopter SMURD care l-a dus la spital. Un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Medicii spun că starea copilului este bună, iar prognosticul este optimist.